Slăviți să fie Domnul! Haideți să ne luăm Scripturile și împreună să urmărim sub călăuzirea Sfântului Duh de pe paginile Scripturii pe doi proroci ai Vechiului Testament. Este vorba de prorocul Hagai și prorocul Zaharia. Acești doi oameni au fost contemporani, au prorocit în aceeași vreme, și prorociile lor au fost aceleași, am putea spune, amândoi au prorocit la fel. Ei au trăit după întoarcerea din exil, deci după ce Domnul a pedepsit poporul, poporul a fost dus rob în Babilon, a urmat acei 70 de ani de robie și apoi poporul s-a reîntors în Țara Sfântă, e adevărat, nu toți, aproximativ 50.000 de evrei s-au întors înapoi sub Zorobabel, sub Ezra, sub Nemia, în acea vreme a lor. Și acești doi proroci au trăit în acea perioadă. Posibil amândoi să se fi născut în robia babiloniană, dar s-au întors înapoi în țara lui Iuda. Vedeți, este foarte important că au fost doi. Spune Biblia că mărturia a doi marturi are valoare. Dacă numai unul dintre ei prorocea, într-un fel prorocii lor se suprapun, se aseamănă, ar fi fost de o anumită importanță. Dar eu cred faptul că au prorocit amândoi, asta a avut un răsunet mai mare, un crest mai puternic la cuvință, ca doi să prorocească la fel, pentru ca să se adeverească și să împlinească Dumnezeu ceea ce a vrut cu această prorocie. Prorociile lor au vizat două aspecte. Mai întâi un aspect prezent al timpului de atunci, ei în mod special au profețit lui Zorobabel, Iosua și Iosua marele preot să reînceapă construirea templului. Avusese loc o perioadă de stagnare de aproximativ 15 ani. Și după 15 ani au venit aceste profeții prin Hagai mai întâi și apoi prin Zaharia să reînceapă lucrările. Apoi, pe lângă aceste prorocii pentru vremea de atunci, ei au mai avut niște profeții pentru vremurile viitoare. Chiar și acum sunt încă parte din prorocii lui Zaharia care așteaptă să se împlinească referitor la viitor, în mod special în dreptul poporului Israel. Aceste aspecte pot să le întâlnim și în viața prorocilor de acum și de-a lungul istoriei biblice. Au profețit pentru situații de atunci, pentru generațiile contemporane cu ei, dar au prorocit și în timp, spune Biblia în Petru, că Duhul lui Hristos care era în ei a dat anumite lumini despre vremea viitoare. Să privim așadar la acești doi proroci contemporani care se aseamănă foarte mult în lucrarea lor. Mai întâi la Hagai, primul dintre ei, așa cum apare el și în Biblie, la pagina 906, scrie aici în versetul 1, în anul al doilea a împăratului Dariu, în ziua întâi a lunii a șasea, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai. Deci, vremea despre care vă spuneam. El are patru profeții, și vorbim mai întâi despre viața lui, el datează fiecare dintre prorociile sale. Este foarte exact. Spune, am prorocit în data cutare, în anul cutare. Lucrarea sa se întinde pe o perioadă de 4 luni, atât. Doar 4 luni din luna a șasea până în luna a noua, în data de 24 a lunii. Despre viața acestui om îl putem imagina ca niște robi care s-au întors într-o țară săracă să-și ducă existența pe vechile ruine. Ce am putea ști despre viața sa, hai citim în versetul 2, în capitolul 2, versetul 13 și 14, de unde putem deduce ceva.
Și Hagai a zis, dacă se atinge cineva spurcat prin atingerea de un trup mort, de toate aceste lucruri, e vorba de niște lucruri sfinte, vor fi spurcate oare? Preoții au răspuns, vor fi spurcate. Atunci Hagai, luând iarăși cuvântul, a zis, tot așa este și poporul acesta, tot asta este și neamul acesta înaintea mea, zice Domnul, așa sunt lucrările mâinilor lor. Ce mi-aduc ei ca jertfă acolo este spurcat. Nu scrie nimic Biblia despre viața lui de sfințenie, dar prin faptul că în locul unde era a condamnat păcatul, rezultă clar că el nu era compromis. Cum poți, printre oamenii care te știu, în mijlocul oamenilor care trăiești, să te ridici și să condamni păcatul lor când tu ești vinovat de aceleași lucruri? Nu poți. Eventual în altă parte poți să condamni păcatul, dar nici într-un caz la tine acasă. Și copiii cei mici, chiar și într-o familie, vor sări să spună, dar de ce ne iei pe noi? De exemplu, un tată care spune copiilor, nu fumați, dar tu ne spui să nu fumăm? Sau și referitor la alte lucruri care se întâmplă. Urmăriți dumneavoastră și amintiți-vă așa pe scurt acum, prorocii mincinoși, cei despre care scrie în Biblie, au condamnat ei păcatul din jurul lor? De exemplu, Ahab avea nu știu câți proroci. Aș citit că în afară de Elie sau de Mica, care îi proroceau rău, s-a legat vreunul de păcatele sale? Nici vorbă. Și spunea Domnul în Luca capitolul 6 că prorocii mincinoși au avut o reclamă bună. Au fost lăudați de oameni pentru că nu au avut treabă cu păcatele lor. Rezultă foarte clar de aici, chiar dacă indirect, că acest Hagai a fost un om care, condamnându-i pe ei pentru că spurcau lucrurile sfinte, pentru că lucrările mâinilor lor, adică faptele lor, erau necurate, rezultă că a fost un om care a fost cu mâini curate, un om care slujea lui Dumnezeu în acea vreme. Să ne dea Domnul și nouă harul acesta, în mod special prorocilor, că despre ei vorbim, și apoi tuturor care avem de-a face cu ei, ca să îi înțelegem pe proroci și prin prisma aceasta. Dacă un proroc pe plan local se ridică împotriva păcatului, dar exprimând clar despre ceea ce este vorba, atunci putem să ne dăm seama că el nu este pentru păcat, ci este împotriva, spunea Domnul Iisus, cine este cu noi nu este împotriva noastră. Cât privește activitatea sa, spuneam că a avut 4 mesaje. Hai să le urmărim puțin. Primul dintre ele, în capitolul 1. L-am putea numi prorocia pentru reluarea lucrărilor la templu. De la versetul 2 până la 15. Și la această prorocie vreau să urmărim 4 lucruri. Vă rog, urmăriți în Biblie, iar ceilalți fiți atenți. Mai întâi, în prorocie, descrie starea poporului. Versetul 2 și versetul 4. Așa vorbește Domnul oștirilor. Poporul acesta zice, n-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. Ei erau conștienți că trebuie refăcută, că de-aia au fost întorși din exil, dar spuneau, încă nu-i vremea. Versetul 4. Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan când casa aceasta este dărâmată? Oamenii pot să-și ascundă absența lor de voință, de lucrare, spunând, nu-i vremea. Și atunci prorocul le răspunde și îi prinde la colț, dar pentru voi este vremea? Știu eu ce spuneau mai departe, nu-i vremea, poate ar putea să spună dușmanii noștri dinspre nord, samaritenii sau amoniții spre răsărit, ei nu ne lasă și nu-i vremea acum, se pot să vină peste noi să dărâme clădirea, dar casele voastre nu le dărâmă? Și nu se oprește prorocul la atât, în a le spune că logica lor și judecata lor nu-i bună și nu-i dreaptă. Le și dovedește. Hai să urmărim de la versetul 5, al doilea aspect, deci. Acum așa vorbește Domnul oștirilor, uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Și vreau să o facem fiecare pentru noi. Semănați mult, ei casa Domnului au lăsat-o și îngrijeau de ei, de problemele lor, de casele lor.
Aveau motive să spună, n-avem case, acum am venit numai din Babilon, e normal să ne ocupăm cu așa ceva. Semănați mult și strângeți puțin. Mâncați și tot nu vă săturați, beți și tot nu vă potoli setea. Vă îmbrăcați și tot nu vă este cald. Și cine câștigă o simbrie, o pune într-o pungă spartă. Și din nou repetă. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Și versetul 11 le dă Dumnezeu explicația de ce n-au binecuvântare și măcar că sunt harnici, n-adună nimic. Ba încă curios, nu știu dacă v-ați gândit cum vine asta, să te îmbraci și tot să-ți fie frig. Deci există posibilitatea și să fii îmbrăcat mai sumar și dacă Dumnezeu vrea să nu-ți fie frig, nu-ți fie frig. Și dacă vrea Dumnezeu și îmbrăcat bine să-ți fie frig, tot este. Și dacă mănânci, Dumnezeu poate face tot să nu te saturi. Sau cu mai puțin, Dumnezeu poate să facă să te saturi. Versetul 11, aici este cheia. Am chemat seceta peste țară, peste munți, peste griu, peste unde lemn, peste tot ce poate aduce pământul, peste oameni și peste vite și peste tot lucrul mâinilor voastre. Când nu dă Dumnezeu binecuvântare, frați și surori, poți să muncești cu patru mâini. Poți să faci cât ai face. Și dacă aduni, tot nu este. Mai întâi nu dă Dumnezeu binecuvântare la câmp, apoi și după ce este adunat nu dă și nu binecuvântă nici măcar ce ai pus în gură și în stomac. Totul este afectat când vrea Dumnezeu să pedepsească. Și ei tot nu și-au dat seama, tot nu se trezau că ceva nu este în regulă. Și atunci vine Dumnezeu și le spune ce trebuie făcut. 1:8. Suiți-vă pe munte, aduceți lemne și zidiți casa. Eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit. Și versetul 13. Hagai, trimisul Domnului, a zis poporului după porunca Domnului, eu sunt cu voi, zice Domnul. Faceți ce trebuie făcut, implicați-vă în lucrare și atunci voi fi cu voi, mă voi bucura de voi și nu voi fi împotriva voastră. Și ei și-au dat seama. O prorocie i-a trezit. S-au luminat la minte și au zis care a fost răspunsul lor la aceasta. Citim versetul 12, Zorobabel, începând cu cei care erau în slujbă, Iosua și toată rămășița poporului au ascultat glasul Domnului Dumnezeului lor și cuvinte prorocului Hagai, fiindcă Domnul Dumnezeul lor îl trimesese. Când trimite Dumnezeu pe un proroc un mesaj, eu cred că îi dă și o putere de credință de care să fie însoțit mesajul și cercetează adunarea sau oamenii care aud cu acea ocazie. E adevărat. Sunt și situații triste, cum a fost cazul lui Ezechiel, a spus, du-te, spune, măcar că te ascultă sau că nu. Dar în mod normal, Dumnezeu asta dorește. Când ne transmite un mesaj, să ne dea și puterea să-l putem trăi, să-l ascultăm. Și apoi, versetul 14, Domnul a trezit Duhul lui Zorobabel. Să trezească Domnul și Duhul nostru. Și Duhul lui Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot, și Duhul întregii rămășiți a poporului. Așa că au venit și s-au pus pe lucru în casa Domnului oștirilor Dumnezeului lor în a 24-a a lunii, a 6-a, anul al doilea împăratului Dariu. Când s-au pus pe lucru? Rețineți! În ziua întâi a lunii le-a vorbit, în a 24-a a lunii s-au pus pe treabă. 3 săptămâni, nu știu, a prorocit de mai multe ori Hagai, 3 săptămâni s-au fi înțeles ei, dar după 3 săptămâni s-au pus pe treabă. Au pornit la lucru și mesajul prorocului s-a dus la îndeplinire. Urmează a doua prorocie, în capitolul 2, doar foarte scurt privim așa în trecere două aspecte la ea. Vorbește aici până la versetul 9 despre slava templului. Vedeți, primul templu fusese plin cu aur, al doilea, așa ca și când îți refaci casa după incendiu. Cam așa au putut să adune la lemne și să mai facă ceva. Și apare aici acest aspect care izbește privirea,
Unii bătrâni mai țineau minte cum fusese templul din tâi. Și citim în versetul 3, cine a mai rămas dintre voi din cei ce au văzut casa aceasta în slava ei din tâi? Și cum o vedeți acum? Așa cum este acum, nu pare ea nimica în ochii voștri? Și versetul 8, al meu este argintul și al meu este aurul, zice Domnul oștirilor. Și acum casa în slava ei de acum. Versetul 4, acum fii tare Zorobabel și tu Iosua. Versetul 5, eu rămân credincios. Versetul 6, voi mai clătina lucrurile. Și apoi versetul 9, slava acestei case din urmă va fi mai mare decât cele din tâi, Domnul oștirilor, și în locul acesta voi da pacea, zice Domnul oștirilor. Vedeți, în plan spiritual și în planul lucrărilor sfinte, există ceva care izbește privirile, care pare întâi. De exemplu, ne uităm la raiul lui Adam și ne gândim noi acum ce a fost atunci și ce frumos a fost. Dar ce are Dumnezeu la urmă este mai bun decât ce a fost întâi. Dumnezeu le-a spus aici, ce a fost în templu din tâi a fost aur și argint, astea sunt ale mele. Dar în locul acesta voi da pacea. Să nu ne înșele ceea ce izbește privirea, ci să dorim cât privește casa Domnului. Noi ne bucurăm aici că avem și această clădire. Dar să dorim ca în clădirile sfinte să fie slava lui Dumnezeu, să fie pacea, asta este farmecul lucrării, să fie prezent Domnul Iisus. Asta era adevărata valoare, că în templu urma să intre Domnul, care dă de fapt farmecul lucrării, el este mai minunat și mai important decât aurul și argintul. Ce este întâi este doar ceva care sclipește, dar ceea ce este apoi este adevărata valoare desăvârșită a lucrurilor. Privim mai departe în capitolul 2, de la versetul 10. Este o altă prorocie, în a 24-a zi a lunii a 9-a. Și eu am intitulat această prorocie Legea și Templul Domnului. Versetul 11. Pune preoților următoarea întrebare. Dacă poartă cineva în poala hainei lui carne sfințită și atinge cu ea anumite bucate, vor fi sfințite? Și a spus nu. Și apoi le-a pus cealaltă întrebare pe care v-am citit-o mai înainte. Întoarcem pagina. Și în versetul 15. Uitați-vă cu băgare de seamă la ce s-a întâmplat până în ziua de azi, până să fi pus piatră pe piatră la templul Domnului. Nu era binecuvântare, cine venea la o grămadă de 20 de măsuri, nu mai era nedea decât 10. Deci rețineți că Dumnezeu face și operații inverse. Văduva, când se ducea unde era o grămadă, găsea două. Și se poate întâmpla să ai pus în ladă două grămezi și pe când te duci să mai fie numai două și să mai fie numai una. V-am lovit cu rugină în grâu și versetul 17, și cu toate acestea tot nu v-ați întors la mine. Ce concluzie tragem de aici? Dumnezeu le-a spus să intre în lucrare, să apuce de treabă. Dar vine și întrerupe puțin. Îmi place să lucrați, dar îmi place sfințenia preoților. Faceți templu, dar mâinile vă sunt curate? Eu vreau să lucrați, dar vreau să fiți și sfinți? Adică să fie împletită trăirea cu lucrarea. Că sunt oameni care au dăruire și sunt harnici, și implicați, că ar face ei singur tot. Dar ce folos? N-a fost așa templu din tâi după ce l-a stricat Dumnezeu? Nu pentru că se stricaseră preoții? Atunci ce folos că l-a dărâmat, ca să dărâme și preoții, preoția de atunci, să facă altul nou? Le-a spus, sunt de acord să lucrați, dar să fiți și sfinți? Asta este dorința lui Dumnezeu, cu ocazia lucrării să ne întoarcem noi și să meargă amândouă mână în mână. Sfințenia și lucrarea. Și ultima prorocie, de la versetul 20, este o profeție referitor la viitor. Versetul 21,
Voi clătina cerurile și pământul, voi răsturna scaunul de domnie al împăraților, voi nimici puterea împăraților neamurilor, voi răsturna carele de război și pe cei ce se suie în ele. Cai și călăreți vor fi trântiți la pământ și unul va peri ucis de sabia altuia. Adică istoria neamurilor se va termina nimicindu-se unele pe altele și fiind nimicite cu cai și călăreți, adică cu toată puterea lor. Și chiar cerurile vor fi afectate, că trebuie curățite nu doar pământul, trebuie curățit și cerul. Și Hagai a prorocit prin Duhul lui Dumnezeu că Dumnezeu va face o operație în întreg universul. Dar spune versetul următor, în ziua aceea, deci în momente când Dumnezeu lucrează la curățirea cerului și al pământului, pe tine, Zorobabel, fiului și Altiel, robul meu, zice Domnul, te voi lua și te voi păstra ca pe o pecete, căci te-am ales, zice Domnul oștirilor. Iată ce deosebire face Dumnezeu. Cum a făcut-o la Sodoma, cum a făcut-o la Noe, în timp ce Dumnezeu, de-a lungul veacurilor, și apoi în final, bine și gata, va clătina cerurile și pământul, dar vor rămâne în picioare, cum era la noi lecția recentă, casa zidită pe stâncă. Vor rămânea în picioare Zorobabel ca și un simbol al Domnului Iisus și ceilalți care vor fi mântuiți prin el și pe care Domnul i-a ales. Au fost acei recent profeții că vor mai fi clătinate poate și locurile de aici, că vor veni alte cataclisme peste România. Dar în acele profeții se spunea, Domnul îi va păzi pe ai săi. Avem noi încredințarea că ceea ce ne-a spus prorocul Hagai ar fi valabil și pentru noi ca să se împlinească și acest ultim mesaj? Ce dorește, ce a dorit de fapt Dumnezeu prin Hagai? Dacă am avea acum un proroc care prorocește ca Hagai, cine ar proroci nouă? Ne-ar proroci cam așa. Vă ocupați de problemele voastre, că spuneți ca și evreii de atunci ne aflăm într-o criză și nevoie să muncim pentru casele noastre, dar nu vedeți că n-aveți spor? Nu vedeți că tot nu ieșiți din situația asta și dacă vorbim la modul general, românii, guvern după guvern, se trudesc să iasă, dar în loc să ieșim, este ca și cum ne-am trudit să ieșim dintr-o mlaștină, ne afundăm tot mai jos? Și atunci, cine ar proroci Hagai mai departe? Ia uitați-vă spre casa mea. N-ar trebui lucrat? Acum lucrăm aici și în plan fizic, dar în mod special mă refer la lucrarea spirituală. Ce-ar proroci Hagai mai departe? Vreau să lucrați, dar vreau să lucrați în sfințenie. Și dacă așa veți face, spune versetul 18, din ziua aceasta, faceți probă cu Dumnezeu, din ziua aceasta îmi voi da binecuvântare, l-a spus Hagai, notați ziua asta în calendar. Și uitați-vă ce a fost până aici și uitați-vă ce este aici încolo. Avem și noi astfel de zi în care la un mesaj profetic, la un mesaj, la o predică, în urma unui vis, avem și noi o astfel de zi din care ne-am decis să punem lucrarea lui Dumnezeu în față și să acționăm și să lucrăm? Dacă o ai, fericit de tine, că Dumnezeu în timp va clătina tot, se va dărâma tot, cerurile și pământul, de cum micile noastre posesiuni. Dar dacă Domnul ne-a ales, pe noi ne va păstra ca o pecete și vom fi ai săi, ca o crună în ziua aceea. Domnul să ne păstreze. Amin. Să trecem acum la cel de-al doilea, că oricum cartea sa este mai vastă. Este vorba de Zaharia. Acest om care a fost, se pare că și captiv în Babilon, a fost de neam de preot, citim în cartea lui Neemia, în capitolul 12, versetul 12, iată care erau pe vremea lui Iachim preoții, și versetul 16, pentru Ido, unul din căpetenii, Zaharia. Deci a fost preot la templu. Apoi a fost și proroc chemat de Domnul în lucrare, iar potrivit unor păreri, despre el a spus Domnul Iisus, în Matei 23:35, că a fost omorât ulterior între templu și altar.
Întorcându-ne la cartea sa, vă rog, uitați-vă în capitolul 1, vorbim tot despre viața sa și apoi despre activitate, cu ce își începe Zaharia prorociile, foarte important. 1:3, spune-le dar, așa vorbește Domnul oștirilor, întoarceți-vă la mine, zice Domnul, și eu mă voi întoarce la voi. Nu fiți ca părinții voștri, întoarceți-vă de la căile voastre. Își începe prorocia cu un mesaj de pocăință. Scrie Biblia în Deuteronom 13 că atunci când se ridică un proroc mincinos și pe ăștia am vrea să-i depistăm, el s-axează pe semne, pe minuni. Dar va zice în schimb, haideți după alți Dumnezei, dar asta zice la urmă, cum a zis și Balaam, nu la început, zice. Un proroc care vine în față cu un mesaj de pocăință este un proroc de la Domnul, care pune pocăința în față la orice altă prorocie. Cu asta a venit Zaharia. Și le-a spus mai întâi, înainte de a face orice altceva, înainte de a discuta alte vedenii și alte lucruri, este nevoie să ne pocăim. Asta trebuie să fie esența vieții noastre. Vedeți, uneori ne adunăm așa și dacă ar fi vorba să punem întrebări, de regulă, parcă ne-ar place tot alte lucruri aeriene, externe, și mai puțin ne-ar preocupa pocăința. Zaharia i-a îndemnat în primul rând, așa vorbește Dumnezeu, la pocăință. Spune Apostolul Pavel, 1 Corinteni 15, v-am învățat înainte de toate lucrurile care trebuie ținute, Evanghelia propovăduită și apoi păstrată, și Domnul să ne ajute. Unde sunt cercuri de proroci, unde se umblă la proroci și nu este vizată pocăința, în primul rând, feriți-vă. Să ne uităm acum mai departe la lucrările sale. A avut un șir de 8 vedenii. Hai să ne uităm la aceste vedenii, pentru că sunt foarte simbolice și sunt bune să înțelegem chiar și vedenii din vremea de acum. O primă vedenie, o vedenie în care vede, de la versetul 8, m-am uitat și iată că era un om călare pe un cal roș, stătea între mirți, într-un umbrar, în umbra lui erau niște cai roșii, murci și albi. Deci mai mulți cai de diferite culori. Și pe cel din frunte era un om. Spune de la versetul 10, după ce el întreabă, ce înseamnă cai aceștia, domnul meu? Omul care stătea între mirți a luat cuvântul și mi-a spus, uite ce înseamnă asta. Aceștia sunt aceia pe care i-a trimis Domnul să cutreiere pământul. Dumnezeu are pe pământ îngeri, puteri, care sunt trimise să supravegheze. De ce spunem noi, îngerul Domnului tăpărăște, spune asta în Biblie, evident. Suntem păziți de puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu are sub raport, sub control întreg pământul. Aceștia sunt trimiși lui Dumnezeu, spune Biblia aici, pe care i-a trimis Dumnezeu să cutreiere pământul, să studieze tot ce se întâmplă și tot ce se face. Și spune versetul 16, după ce spune mai întâi 12, Doamne, tot pământul este cu pace și liniște, nu ai milă acum de Iuda și de Ierusalim? Și apoi spune 16, de aceea așa vorbește Domnul, mă întorc cu îndurare către Ierusalim, casa mea va fi zidită iarăși în el și funia de măsurat se va întinde asupra Ierusalimului. Strigă din nou și zi, așa vorbește Domnul oștirilor, cetățile mele vor avea iarăși belșug de bunătăți, Domnul va mânghe iarăși Sionul și va alege Ierusalimul. Faceți acum legătura cu prorociile lui Hagai. Ăla a prorocit scurt. De ăsta are alte vedenii care îmbogățesc mesajul și deschid mintea și orizontul oamenilor. N-a numai Hagai a prorocit, a venit Zaharia să lămurească lucrurile și mai bine. Vin ăștia cu raportul, spune, am văzut o vedenie, niște cai, pe tot pământul Dumnezeu s-a uitat ce se întâmplă în fiecare împărăție, pace și liniște. Totul duc bine, Israel necăjit. Și le spune Domnul, să știți că mă întorc spre voi, mă ocup acum de voi, mi-a trecut supărarea și rezidim din nou. Iată cum le-a trezit Duhul lor, argumentând, lămurindu-i.
făcându-i să înțeleagă de ce trebuie să apuce de lucrări, că asta e voia Domnului și că a venit vremea pentru așa ceva. Uitându-ne la următoarea vedenie, tot în capitolul 1, de la versetul 18, am ridicat ochii și m-am uitat și iată că erau patru coarne. Vedeți? Vedenile sunt foarte frumoase. Foarte mulți proroși spun, mi-ar place pe lângă cuvânt să am și vedenii. Și noi uneori poate mai mult ne-ar place o vedenie. Dar dacă nu avem explicația la vedenie, e mai grea decât cuvântul, e mai încălcită decât cuvântul. E ca și cum ai vedea undeva scris, un afiș. Măi, chiar dacă e mai confuz, pricep ceva din afiș. Dar nu fie confuz de tot. Dar dacă îți arată numai un desen și nu știi să citești desenul, cu ce te ajută asta? Asta e diferența între vedenie și cuvânt. Una scrie, una e un desen, o schiță. Sau, altfel spus, patru puteri asupritoare prin care Israel a fost răspândit. Spune, ce vezi mai departe? Domnul mi-a arătat patru fierare și mi-a spus, ce vor să facă ăștia? Vin să sperie coarnele care au risipit pe Iuda și să nu mai ridica nimeni capul. Ferarele aceștia au venit să sperie și să taie coarnele neamurilor care au ridicat cornul împotriva țării lui Iuda și să risipească pe locuitori. Iată cum Dumnezeu le-a dovedit și cu această vedenie că puterea neamurilor care au asuprit pe Iuda este tăiată. Și s-a dovedit a fi tăiată? Au încercat să-i mai împungă cu un corn, să trimită o scrisoare la împăratul Dariu. Au mai făcut ceva? O fost tăia cornul. Gata? Spus, taie coarnele, nu mai poate să vă împungă. Faceți-vă treaba. Discutam recent cu un frate despre o biserică care s-a construit pe vremea lui Ceaușescu fără autorizație, așa, în câtva timp. Cunosc două biserici mari de sute de oameni și biserici, efectiv, să încapă acele sute de oameni, care s-au construit așa în câteva săptămâni. Și la una dintre ele, Domnul a arătat o vedenie. Erau patru îngeri care stea fiecare câte un colț. Și lucrătorii au spus, ei, pe ăștia patru îngeri, nu-i dărâmă nimeni. Și așa a și fost. Odată au venit cu utilajele, atunci s-au pus frații și surorile acolo și n-a putut să facă nimic. Ei, când Dumnezeu ocrotește o lucrare și înștiințează prin asta, prin prorocii săi adevărați, atunci Dumnezeu își face lucrarea. Să urmărim o a treia vedenie, în capitolul 2. Aici apare un om cu o fune de măsurat și spune în versetul 2, unde te duci? Mă duc să măsor Ierusalimul. Versetul 4, aleargă și vorbește tânărul acestuia și spune, Ierusalimul va fi o cetate deschisă din pricina mulțimii oamenilor și vitelor care vor intra în mijlocul lui. Eu însumi, zice Domnul, voi fi un zid de foc în prejurul lui și voi fi slava lui în mijlocul lui. Ei se temeau săraci, amintiți-vă de la Neemia, ăștia vin peste noi. Și a spus Dumnezeu, nu, fiți liniștiți. Ierusalimul va fi deschis încă și pentru neamuri. Asta înseamnă că va fi o cetate deschisă. Și Domnul va fi zidul împrejurul lui. Eu vă voi da o crotire. Eu cred că ei aveau anumite temeri. Și la fiecare din temerile lor, Domnul vinea cu un mesaj profetic. Așa cum mergem noi înaintea Domnului și Dumnezeu care ne cunoaște gândurile și cum spune în 1 Corinteni, că și gândurile sunt date pe față, Dumnezeu vine să pună câte o proptă acolo unde stă omul să se încline. Și imediat Dumnezeu îi sprijinește. Fiți pe pace, eu voi ocroti Ierusalimul și măsurătorile vor fi mult mai mari decât vă imaginați voi. Vor veni mulți alții. O a patra vedenie. Capitolul 3. Vedem vedenie pe marele preot Iosua și pe Satana stând la dreapta lui ca să-l pârască. Domnul a zis Satanei, Domnul să te mustre, Satana, Domnul să te mustre, el care are Ierusalimul. Nu este el Iosua un tăciune scos din foc? Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare și totul stătea în picioare înaintea îngerului. Iar îngerul în cuvântul a zis celor ce erau înaintea lui, dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el, apoi a zis lui Iosua, iată că îndepărtez de la tine lejuirea și se îmbrac cu haine de sărbătoare. El a zis, să-i se pună o culună de mitră curată? Și i-au pus o mitră curată pe cap și l-au îmbrăcat în haine în timp ce îngerul Domnului stătea acolo. O prorocie despre cel care era în fruntea lucrării în plan spiritual, marele preot. Dacă în Biblie spune că avea haine murdare, nu scrie prostii. Înseamnă că a avut marele preot Iosua, știu eu ce pete pe el. Ei,
Credeți că petele n-au fost văzute de oameni? Și a fost nevoie de a fi prezentat acest mare preot prin vedenile lui Zaharia într-o lumină, atât din partea Domnului și din partea oamenilor, să fie văzut ca atare. Amintiți-vă, din Vechiul Testament, îi zice Saul la Abimelec, când au omorât pe preoții din Nob: tu te-ai unit cu David? Spune: dar numai de acum întreb eu pe Domnul pentru el. Spuneam noi la una din lecțiile trecute că trebuie să existe o legătură între proroc și conducere. Și prorocii trebuie să stea înaintea Domnului și Domnul normal trebuie să le descoperă cum sunt cei care sunt în frunte. Dacă au numai ceva pete și pot fi îmbrăcați cu haine bune, s-o facă Domnul. Iar dacă altfel este cazul, de asemenea prorocul trebuie să știe și să dea lumină. S-a întâmplat ceva foarte frumos mai departe. Îngerul Domnului a făcut lui Iosua următoarea mărturisire: așa vorbește Domnul oștirilor: dacă vei umbla în căile mele și dacă vei păzi poruncile mele, vei judeca în casa mea și vei priveghea asupra curților mele, te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici. Avem aici, într-un singur verset, așa cum spune Noul Testament, ce condiții trebuie să îndeplinească prezbiterul și diaconul, condițiile pentru slujitor. Dacă vei umbla în căile mele, prima pe listă, trăirea. A doua, dacă vei păzi poruncile mele. Sunt unii care trăiesc, dar de păzit nu le păzesc. Știți cum vine asta? Spune Apostolul Pavel în Filipeni: eu sunt însărcinat nu numai cu propovăduirea Evangheliei, ci și cu apărarea ei. Să păzești cuvântul și poruncile înseamnă atunci când stai la amvon sau când stai la locul tău de proroc și vezi că altul se abate de la cuvânt, să iei poziție. Să nu-ți fie tot una că se alterează cuvântul sau nu se alterează. Ca proroc trebuie să trăiești, ca preot, să spunem, în slujbă, dar să păzești. Și aici vă rog, frați și surori, mare atenție. Degeaba cineva spunem noi: da, este pocăit. Dacă nu ține la legea lui Dumnezeu, nu-i omul lui Dumnezeu. Dacă nu păzește asta, nu numai ca trăire, dar și ca principii. Și spune mai departe: și vei judeca în casa mea judecata. Acea judecată care se cere a fi dreaptă și de care e atât de mare nevoie de înțelepciune, cum a fost la Solomon, și vei priveghea o altă datorie asupra curților mele, te voi lăsa să intri aici împreună cu cei ce sunt. Privegherea aceasta, chiar peste curte, peste cine intră, cine iese, ce se întâmplă, ce se face. Și versetul următor: ascultă, dar Iosua, mare preot, tu și tovarășii tăi de slujbă, care stau înaintea ta, aceleași condiții trebuie să îndeplinească și ceilalți, căci aceștia sunt niște semne. Și apoi pentru tot poporul, versetul 10: în ziua aceea, zice Domnul oștirilor, vă veți pofti unii pe alții sub viță și sub finic. Să ne binecuvânte Domnul cu slujitori care trăiesc, priveghează și păzesc, care judecă drept și cu oameni care sunt în bune relații unii cu alții, se invită unii pe alții sub viță și sub smochin, au această bună părtășie unii cu alții. Nu știu exact ce imagine au lucrătorii din biserică la ora asta în ochii dumneavoastră. Sunt unii care poate mă văd pe mine în negru, alții poate îl văd pe altul. Și Zaharia l-a văzut pe Iosua în negru, în vedenie încă, cu negru l-a văzut. Dar Domnul a făcut o operație de curățire. Dacă în mintea unora vrunul este pătat, dar doar niște pete care sunt de spălat, Domnul să facă această curățire și pentru noi și în mintea dumneavoastră. Nu poți să slujești într-o biserică unde vezi în negru pe slujitori. Nu poți să trăiești. Trebuie să-i prețuiești. Și cum poți să prețuiești pe cine nu-l vezi bine? Ei, nu știu dacă ne rugăm noi suficient pentru cei care sunt în slujbă.
E adevărat, nu doar dumneavoastră aveți datoria să vă rugați, mai mare este a noastră. Dar este important să ne vedem bine și unde suntem pătați, Dumnezeu să ne curățească. Numai să vroim să se întâmple aceasta. Și atunci și prorocii o să aibă vedenii curate și cum trebuie și tot o să fie armonie în biserică. Următoarea vedenie din capitolul 4, apare aici un sfeșnic, spune versetul 2, cu totul de aur și deasupra lui era un vas cu un de lemn, cu 7 candele, cu 7 țevi, pentru candelele care sunt în vârful sfeșnicului. Lângă el, 2 măslini, unul la dreapta, altul la stânga. Și vreau aici ceva să urmărim, restul 5. Îngerul care vorbea cu mine mi-a zis, nu știi ce înseamnă aceste lucruri? Și eu am zis, nu, domnul meu. Versul 13. El mi-a zis, nu știi ce înseamnă? Și eu am răspuns, nu, domnul meu. Să dea Domnul toate vedenile care sunt și nu știm ce însemnăm, să întrebe prorocii pe Domnul ce înseamnă și Domnul să le spună. Sunt frumoase vedenile, dar dacă nu știm ce înseamnă, frați și surori, ce folos? Dacă nu știi ce înseamnă, ăsta nu știa. E normal la început să nu știi când ți-o arată Domnul, dar nu e normal să nu știi după ce te-ai rugat Domnului să spună ce înseamnă asta. Ce însemna de fapt acel sfeșnic? Fie că e vorba de Duhul Domnului sau cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, spune aici. Și cei 2 măslin la ora aia era Zorobabel și Iosua, la ora respectivă. O altă vedenie, capitolul 5. Să nu spuneți dumneavoastră că sunt prea multe vedenii. În Biblie spune că Dumnezeu a dat o mulțime de vedenii. Capitolul 5, versetul 2. Ce vezi? Văd un sul de carte zburând, are o lungime de 20 de coți și o lățime de 10 coți. Vezi un asemenea sul, ai putea să interpretezi cum vrei. Păi ce-o fi sulul ăsta? Dar uitați-i, dar răspuns. Acesta este blestemul care este peste toată țara, căci după cum este scris pe el, orice hoț și oricine jură strâmb va fi nimicit și cu desăvârșire de aici. Hai, imaginați-vă vedenia aceasta, ce dacă nu o vedem tot timpul? E scris în Apocalips că Evanghelia zboară undeva prin văzduh. Un înger zbura cu Evanghelie veșnică. Dar nu numai Evanghelia undeva circulă prin văzduh, îi deasupra noastră planează. Și blestemurile au fost rostite, unul de pe o munte, celălalt de pe celălalt munte. Deasupra oamenilor planează 2 suluri. Unul cu binecuvântări și unul cu blestemuri. Aici în vedenie numai unul apare. Dar este celălalt. Și cade peste om exact ceea ce face. O altă vedenie, de la versetul 5. Versetul 6. Ce este aceasta? Și el a zis, iese efa, adică o unitate de măsură. Iată că se ridica un talan de plumb și în mijlocul efei ședea o femeie, ca și cum ai vedea un vas de acea mărime, o efă, și în mijloc să stea o femeie. S-a întâmplat, versetul 5, i-a dat brânci în efă și a aruncat bucata de plumb peste gura efei și a pus capac o bucată mare de plumb care este grea. Ce vedenie o fi asta? Și a spus, știi ce e asta? Asta e nelegiuirea. Oamenii care practică sunt reprezentați prin această femeie care prezintă aici nelegiuirea țării, îi se pune capac și spune aici, m-am uitat și iată că s-au arătat 2 femei, în aripile lor sufla vântul, au ridicat efa și au dus-o în Babilon, că acolo e locul la păcat și la nelegiuire, nu în Israel. Cei ce păcătuiesc vor fi smulși, spune Biblia, din împărăție, vor fi băgați în unitățile lor cu care au fentat, că în Israel în mod special era această corupție în comerț și în toate structurile statului. A fost introdusă nelegiuirea în această efă, pus capacul deasupra și dusă. Nu cumva să se mai evaporeze ceva rău de pe ea și de pe păcatul ei. Și o ultimă vedenie, în capitolul 6, apară niște cară și niște vânturi. Aș vrea să vedem din această vedenie cum Dumnezeu controlează întreaga activitate de pe pământ. Spune aici, versetul 5.
Aceștia sunt cele patru vânturi ale cerilor care ies din locul în care stăteau înaintea Domnului întregului pământ. Și-au cutreierat pământul, cai negri, înhămați la unul din cară s-au îndreptat spre țara de la miază noapte. Cei albi au mers după ei, cei bălțați s-au îndreptat spre țara de la miază zi, cei roși au ieșit și au cerut să meargă să cutreiere pământul. Și îngerul le-a zis, duceți-vă, decutreierați pământul, și l-au cutreierat. Iată cum Dumnezeu lucrează cu puterea sa pe acest pământ. Și ce se întâmplă pe pământ? Mișcări de trupe, răsturnări de țări, de guverne. Dumnezeu este în control la toate acestea și îngerii săi totul controlează și conduc. Și în final, când se vor strânge națiunile și când Dumnezeu îi va nimici, totul este lucrarea lui Dumnezeu. Dar noi nu știm, noi nu vedem, că nu a văzut nimeni cară mergând pe aici pe drum, prin Arad, să spună, măi, am văzut cai ăștia roșii, am văzut eu pe aici. Știți când au venit sirienii asupra lui Elisei? A spus, văd, carele astea sunt pe pământ și cu cai ăștia. Dar noi nu-i vedem. Dumnezeu are forțe dislocate pe pământ, după cum americanii și ăștia de la NATO au trupe și colo și colo și colo. Păi n-are Dumnezeu, că doar e mai tare că ăștia. Dumnezeu peste tot are armate. Are armate care conduc și lucrează. Eu așa cred că și aici în jurul bisericii și în Arad, pentru noi și pentru alții de asemenea, Dumnezeu are un detașament care este aici. Știți când s-a dărâmat zidul Erihonului? A întâlnit Iosua cu șeful, comandantul de lângă, și a spus, cine ești? Păi eu sunt comandantul la armata care stă acum aici. Vreau să fim conștienți de lucrurile acestea. Când avem oameni care au vedenii, care pătrund aceste lucruri prin Duhul, le văd mult mai de aproape. Vă spuneam cândva despre o vedenie care a avut un frate că în jurul bisericii erau numai îngeri. Ei sunt. Asta n-a fost o schiță așa aiurea. Și ei sunt într-adevăr pe pământ. Aceste lucrări de Dumnezeu se desfășoară. Până aici, vedenile acestea, urmează aici în capitolul 6 o prorocie despre Domnul Iisus. Doar un aspect amintim. Versetul 12 și 13. Așa vorbește Domnul oștirilor, iată că un om al cărui nume este Odrasla va odrăsli și va zidi templu. Da, el va zidi templul Domnului, va purta podoabă împărătească, va ședea și va stăpâni pe scaunul de domnie, va fi preot pe scaunul de domnie și o desăvârșită unire va domni între ei amândoi. Vă spuneam că erau doi, Zorobabel și Iosua. Dar aici a prorocit, vine unul și nu ar mai fi doi, ăla a fi și preot și împărat, și la Iisus, slăvit să-i fie numele. Dar așa i-a putut pe ei să-i lămurească, ăla a fi și preot și împărat și el va veni. Întoarcem pagina. Urmează aici, vedeți un titlu în capitolul 7, posturi și binecuvântări. Vedeți, noi postim. Au venit, spune versetul 2, din Betel să întrebe. Și întrebarea în versetul 3, trebuie să plâng și în luna a cincea să mă înfrânesc cum am făcut atâția ani? Și vine răspunsul, versetul 5, când ați postit și ați plâns, pentru mine ați postit? Versetul 7, nu cunoașteți cuvintele pe care le-a vestit Domnul? Noi postim, ne rugăm, dar întrebăm, câștigăm ceva cu asta? Zice în Isaia 58, au zis ei, dar la cine folosește asta? Și le spune, și eu citesc doar concluzia, din capitolul 7, de la versetul 12. Și-au făcut inima ca diamantul, ca să n-asculte legea, așa cum versetul 13. Când chema el, ei n-au vrut să asculte. De aceea nici eu n-am să ascult când au chemat ei. Deci dacă nu slujim Domnului, putem să postim și să ne rugăm până pățim căia lui Bal de pe Carmel. Asta e în sens rău, dar acum în sens pozitiv, uite ce vrea Dumnezeu. Capitolul 8, de la versetul 14. După cum am căutat să vă fac rău pentru că ați fost răi, tot așa acum mă întorc să vă fac bine. Versetul 16, iată ce trebuie să faceți. Fiecare să spună aproape său adevărul, judecați la porțile voastre după adevăr și în vederea păcii, nu gândiți rău, nu iubiți jurământul strâmb, și acum versetul 19, posturile și le lună, le numeră ca date, se vor preface în zile de veselie, de bucurie, de sărbători, de voioșie, dar iubiți adevărul și pacea.
Au întrebat ei, spus pe scurt, mai postim mai departe? Postiți, dar fiți pocăiți. Faceți dreptate, neprihănire și posturile astea o să se transforme pentru voi în mari binecuvântări. Dacă nu, canoane, nimic mai mult. Așa a fost atunci, așa e și acum. Să ne răspundă Domnul la rugăciunile și la postul nostru, dar să fie a unor oameni sfinți, că asta are mare putere. Urmează de la capitolul 9, amintesc doar întreagăt, profeții despre venirea lui Iisus. E foarte frumos aici, urmăriți dumneavoastră, eu doar pentru degustare vă servesc de aici, dar ești cine vrea să servească acasă. Și ce spune aici în capitolul 9, vedeți după cum este și titlul, ia împărății la rând, va fi nimicite și una și alta. Ce spune în capitolul 9, exact ce spune în Daniel 2:44. Toate împărățiile vor fi nimicite, dar în vremea acestor împărați, Domnul ridică o altă împărăție. Și asta e împărăția lui Iisus în care vrem să fim și noi. Saltă de veselie, fica Sionului, că vine împăratul tău. Întorcând pagina, în capitolul 11, vorbește despre păstori ca în Ioan 10, Domnul Iisus, că unii păstori nu sunt păstori cu adevărat și că este un păstor și spune versetul 13 și am versetul 12, dacă nu găsiți cu cal, dați-mi plata. Și mi-au cântărit ca plată 30 de arginți. Iată când s-a stabilit prețul, prin prorocul Zaharia. Urmează capitolul 12, cum vor fi, asta se va întâmpla de acum încolo. Vom vedea cum se va împlini. Citim de la versetul 10, cum va veni o prigoană peste Israel, cum va fi persecutat, și spune Biblia aici, în ziua aceea, versetul 8, Domnul va ocroti locuitorii Ierusalimului și apoi se va pleca să ridice cortul lui David și va nimici neamurile care vor veni împotriva Ierusalimului și apoi întoarceți pagina, versetul 10, atunci va turna peste David, peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de trezire spirituală. Deci rețineți, pe baza prorociului Zaharia, Israel nu se va pocăi de voie bună. Israel va ajunge greu, că Israel așa s-a pocăit în tot cursul istoriei, numai de forță. De voie bună nu s-au pocăit evreii ăștia, uneori nici noi. Atunci se vor întoarce la Domnul în mod deosebit. Spune Biblia aici, vor plânge amarne cum plânge cineva pe întâiul lui născut, vor plânge pe cei ce l-au străpuns. De-abia atunci se vor trezi evreii cu adevărat acum în final. Și o ultimă profeție, aici în capitolul 14, biruința finală. Spune Biblia aici, în versetul 7, că va fi o zi deosebită și apoi în final, doar vă citesc 20 și 21, în ziua aceea va sta scris până pe zurgălăii cailor sfinții Domnului. Orice oală din Ierusalim și Iuda va fi închinată Domnului oștirilor, toți ce vor aduce jertfe vor veni și vor sluji, și nu va mai fi niciun cananit în casa Domnului oștirilor în ziua aceea. Iată cum privește Zaharia până în împărăția lui Dumnezeu prin lucrările sale. Le-am amintit doar întreagă pentru că vreau în final să tragem o concluzie pentru noi, ca cu asta să rămânem. Vedeți, Dumnezeu are o lucrare. Biblia o numește asta un plan veșnic. Și așa și-o face, chiar dacă a stat toți oamenii împotrivă, nu pot să facă nimic. Eventual ajută să se realizeze. Să citim așa din amândoi prorocii cum se duce această lucrare. De exemplu, din Hagai, capitolul 2, de la versetul 5. Cum își duce Dumnezeu lucrarea asta veșnică la îndeplinire? Eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi când ați ieșit din Egipt și Duhul meu este în mijlocul vostru. Așa vorbea și Domnul, versetul 6. Încă puțină vreme și voi clătina încă o dată cerul și pământul, marea și uscatul. Dumnezeu în tot ce face își duce planul acesta. Citim din Zaharia 2. 2 cu 10. Strigă de veselie și bucură-te, fiica Sionului, căci iată eu vin și voi locui în mijlocul tău. Când vă gândiți la planul acesta imens care l-are Domnul în cer și pe pământ, nouă nu ne rămâne decât să ne bucurăm de viitorul ce ne l-a pregătit Dumnezeu. Să te bucuri de harul care l-are Dumnezeu în veșnicie. Cât de inteligent lucrează Dumnezeu. Și în Biblie vedem aceasta.
Vedeți, Iuda a vrut asta să ne scrie. Am vrut să vă scriu despre mântuirea voastră de obște. Cum s-a realizat mântuirea, începe să-i spune Pavel în Evrei, sau vreau să spună, vă spun alte lucruri, dar nu le puteți pricepe, le spune în Evrei de slujba de mare preot al lui Iisus în ceruri, dar zice, tot greu e la minte sunteți. Vedeți, copiii mici, dacă le dai lapte și o leacă și dulce, n-ai treabă, nici dacă o plâns nu mai plâng. Dar dacă le dai ceva hrană tare, și dacă le-o tai măruntă, ea mici o scot din gură. Așa e și cu lucrurile astea. Dacă ar fi vorba să căpătăm așa lapte și ăsta să fie puțin îndulcit, așa de bine ne simțim. Dacă ăsta nu creștem, trebuie încet, încet, frați și surori, să ne aprofundăm în Scripturi, nu îmi pricepe noi chiar atât de mult, dar să urmărim lucrările astea lui Dumnezeu. Asta a fost dorința prorocilor, să studieze cum a venit Hristosul, a apostolilor. Dumnezeu a descoperit anumite lucruri din planul său, din slava sa. Astea să ne intereseze. Dar asta e planul veșnic. Noi tot nu o să-l putem pricepe tot, decât frânturi. Dar ce ne interesează pe noi, aplicația practică? Aici vorbește de o lucrare care avem de făcut noi astăzi. Le-a spus Hagai și Zaharia, băi, izraeliților, Dumnezeu are un plan mare. Dar știți că la planul ăsta mare voi aveți de făcut o porțiune astăzi aici? Suiți-vă pământ, aduceți lemne, apucați-vă de treabă, asta e partea voastră de aici. Ne vom face noi partea noastră în acest mare plan al lui Dumnezeu? Sau ne vom ocupa de casele noastre, astea nu-s prinse în plan? Nu-i prins în plan să rămână pentru veșnicie nici casa mea, nici a dumneatare, poate care nu o ai, doar o visez că să o ai. Astea nu-s prinse în plan că vor rămânea. În plan va rămânea casa lui Dumnezeu din pietri vii. La asta voi face ceva? Adică eu voi lucra la ceva care e veșnic. Pentru veșnicie. Sau, spune Biblia, că unii se țin de nimicuri, adică în final totul a fi ars. Dacă zidește cineva fânt, trestie, paie, lucrarea lui va fi arsă și în final n-ai făcut nimic o viață. Și le-a spus Dumnezeu, voi uitați-vă cu băgare de seamă la căile voi vedeți că n-aveți niciun rezultat? De ce nu vreți să faceți ceva ce să rămână? Dumnezeu are un plan veșnic, dar ăsta e făcut din fragmente mici. Eu fac o miime foarte mică, altul face altă miime. Nu, numai Hristos e de la, El e Alfa și Omega. Noi nu lucrăm de la început până la gata, noi lucrăm foarte puțin, dar din părticele de astea mici e făcut planul lui Dumnezeu. Și uitați-vă ce spune Zaharia 4, cu 9. Mâinile lui Zorobabel au întemeit casa aceasta și tot mâinile lui vor și isprăvi și veștiți că Domnul oștirilor m-a trimis la voi. Zorobabel s-a apucat de templu și l-a lăsat 14 ani și a venit prorocul să-i spună, măi, știi că asta e treaba ta și trebuie să o continui mai departe? Oare de câte lucrări nu m-am apucat eu și dumneavoastră și ne-am lăsat? Și spune versetul următor, cine disprețuiește ziua începuturilor slabe? Te uiți la câte unul, ăsta face ceva, a început slab, dar dacă lucrează cu Dumnezeu, spune Biblia aici, asta nu se face nici prin tărie, nici prin putere, ci prin Duhul Domnului. Dacă chiar în slab ai început, dar vrei să faci ceva pentru Domnul și e sfânt și vrei să lucrezi, Dumnezeu prin Duhul te va sprijini, că puterea lui Dumnezeu. Dar lucrările care le-ai început tu, Zorobabel, și tu, Iosua, vrei să le lași întrerupte? Spune o vorbă înțeleaptă, nu termina cu rafie ce ai început cu fir de mătasă. Am început lucrări, poate în casă, dar am spus, Doamne, mă implic și am înțeles că asta e planul Tău, Doamne, pentru mine și partea mea. De ce oare nu mi-o fac? M-a speriat nu știu cine, din Babilon sau niște amoniți, Tobia și Sambalat? Spune, de exemplu, în Hagai 1:14, așa că ei au venit și s-au pus pe lucru în casa Domnului oștirilor. Spuneam că a fost o zi. Dea Domnul să fie ziua de astăzi când foarte mult să se pornească din nou la treabă. De exemplu, discutam aseară cu niște frați. Suntem implicați în diferite lucrări aici. Dacă ar fi unii numai să susțină lucrarea cu rugăciune. Când cineva-i dus la evanghelizare să fie unii la casa lor sau adunați. Ăia numai să se roage. Dumnezeu dă biruință. Sau este lucrarea de la penitenciar, sau cineva predică. Fiecare să-și facă lucrarea așa, să zidească zidul în dreptul lui. Vreau să ne uităm și cu aceasta, am încheiat, în cartea lui Esra. Să vedeți ce s-a întâmplat aici. Deschideți la Esra, capitolul 3. Au venit bucuroși,
cum suntem noi, intrați așa, trecuți în biserică, intrați, trecuți de apa botezului, 3 cu 10. Când au pus lucrătorii temeliile templului Domnului, au așezat pe preoți și s-au pus fiecare la locul lui. Și întoarceți pagina și strigau și se bucurau că au început să lucreze. Te auziți ce spune aici în capitolul 4, amânarea zidirii templului. Versetul 4. Atunci oamenii țării au muiat inima poporului lui Iuda, i-au înfricoșat ca să îi împiedice să zidească. Și a stagnat lucrarea 14 ani. Și apoi în capitolul 5, prorocii Hagai și Zaharia au început să prorocească. Și au zis, vine în capitolul 4, Satana iară mustrele Domnului. I-au zis, care sunt numele oamenilor care zidesc? Care s-au apucat iară de treabă? Interesat? N-are treabă cu ăla care stă și nu mă încurcă lumea acolo în prag ca fariseu. Ăla lasă acolo că pe locul lui nu poate sta altul până un alt. Care sunt cei care zidesc? Dar totuși ei s-au apucat de lucru mai departe. La îndemnul acestora au continuat. Și întoarcem pagina în capitolul 6, de la versetul 15. Casa a fost isprăvită. În ziua a treia, a lunii Adar, în al șaselea an al lui Dariu, în care începuseră în al doilea an. În 4 ani o zidiseră, dar 14 ani stătuseră. Oare cât am lucrat? Avem și noi mai mulți ani nelucrați decât lucrați. Să ne dea Domnul din nou harul, provocați de proroci, de mesajul Scripturilor, să ne apucăm de treabă.